Bună tuturor! M-am gândit să vă prezint astăzi o rețetă de dulce sănătos, mai exact negresă. Da, este o negresă sănătoasă care poate fi servită atât de persoanele care suferă de diabet tip 2, cât și de copii, pentru că nu conține zahăr tradițional, punem puțin zahăr de ștevie și o facem cu cartof dulce. Da, ați auzit bine, o negresă cu cartof dulce, care ne ajută să obținem un dulce natural și să nu trebuiască să folosim foarte multă făină. Sper să vă placă această rețetă pentru că este una absolut delicioasă și sănătoasă. Vă invit să urmăriți în continuare. Pentru această delicioasă negresă o să avem nevoie de 4 cartofi dulci, o linguriță cu praf de copt, 2 ml de esență de rom, 50 de grame de îndulcitor natural pe bază de stevia sau altfel de îndulcitor cu indice glicemic mic, 50 de grame de făină de grâu neagră, 50 de grame de cacao, 50 de grame de ciocolată neagră fără zahăr și 3 ouă. Pentru a face această negresă va trebui mai întâi să coacem cartofii dulci. Am să-i pun pe o tavă acoperită cu hârtie de copt și am să-i coc la 200 de grade timp de 35 de minute sau până devin moi și foarte bine copți. Cartofii mei s-au copt, i-am lăsat să se răcească complet și așa arată ei acum. Puteți să vedeți că sunt foarte moi. Voi începe să-i decojesc și am să-i pun într-un bol. Se decojesc foarte ușor. Și folosindu-mă de o lingură, am să pasez foarte bine cartofii. Pentru că i-am copt foarte bine, nu este nevoie să-i pasăm la blender, pentru că se fac foarte ok și cu o lingură. Am terminat de pasat cartofii dulci. Am aici cele 3 ouă peste care am să adaug esența de rom și îndulcitorul natural. Dacă știți că vă plac deserturile mai puțin dulci, puteți să nu puneți deloc îndulcitor. Și le voi bate foarte bine. Și acum am să amestec făina neagră cu cacao și cu praf de copt. Peste cartoful dulce am să adaug acum ouăle bătute și am să amestec. După ce am omogenizat foarte bine amestecul, am să adaug făina amestecată cu cacao și praf de copt și am să o încorporez. La final am să adaug cubulețele de ciocolată neagră fără zahăr. Compoziția pentru negresă este gata, o voi transfera acum într-o tavă acoperită cu hârtie de copt. Și o voi nivela. Este momentul să băgăm negresa în cuptorul încins. O voi coace la 180 de grade timp de 35-40 de minute. Negresa mea s-a răcit complet și acum este momentul să o tai. Dragii mei, negresa mea sănătoasă cu cartof dulce este gata. V-am zis că este o rețetă potrivită pentru persoanele care au diabet sau pentru copii, dar chiar și așa trebuie consumată cu moderație. Sper că v-a plăcut rețeta de astăzi și că mă veți urmări în continuare pe pagina de Facebook, pe canalul de YouTube și pe Instagram Gătește Ușor. Vă urez poftă bună! We'll be right back.